Bună ziua! Cercetătorii britanici susțin că bărbații săraci și urâți n-au succes la femei. Ce părere aveți despre asta? Așa e? Deci, Gabi, azi ai fost... Nu, mulțumesc! Definiți întâi ce înseamnă sărac și urât și după aceea... Da? N-ați văzut niciodată un bărbat sărac și urât? Nu! N-am cunoscut! Cercetătorii britanici susțin că femeile grase și urâte nu au succes la bărbați. Ce părere aveți despre asta? Zi-i, măi! Nu v-ar deranja? Nu. O parteneră plinuță? Nu, din contră, sunt căutate. Cele grăsuțe sunt căutate pentru că bărbații nu le vor. Wow! What? Și ele sunt cele mai valabile. Îți plac fetele plinuțe? Dar cum să zic sincer, depinde de comportamentul persoanei. Salut! Salut și la revedere! De ce? Mă grăbesc! Salut, băieți! Cercetătorii britanici susțin că femeile grase și urâte nu au succes la bărbați. Ce părere aveți despre asta? Grase și urâte... E adevărat? Poate! Da. E posibil? Posibil! Ai întâlnit fete grase și urâte? Nu, sincer. Cum așa? Nu ies în lume. Ce planetă ai fost? Pe planeta Marte. Pe Marte nu sunt fete grase și urâte? Nu, sunt extraterestri acolo. Ai întâlnit fete grase și urâte? Da. Și ce ai făcut? Cum ai scăpat de ele? Nu le evitam. Să le-am întâlnit așa, mergând pe stradă. N-ai vorbit cu ele? Nu, ce să vorbesc cu ele. Nu-ți de vorbi cu ele, nu? Dacă-s grase și urâte, trebuie să fugim de ele. Nu, dar nu... vorbit. N-am ce să interacționez cu ele. Ai întâlnit bărbați săraci și urâți? Săraci, da, dar urâți nu. What? Ce calități ar trebui să îndeplinească un bărbat? Să fie de încredere. Sincer. Respectos. Foarte sincer. Atent. Comunicativ. Cam asta. Studente la? Medicină. În ziua de azi, care au bani, au succes la femei. Poți fi și bătrân și tineri și urâși și frumoși. Banii contează în ziua de azi. Cercetătorii britanici susțin că femeile grase și urâte n-au succes la bărbați. Ce părere ai despre asta? Iubirea nu se discută. Iubirea dintre un bărbat și o femeie este... foarte importantă, chiar dacă în unele momente ale vieții noastre ne mai mișcă niște ispite, știți dumneavoastră. Ce să vă spun, vedeți și dumneavoastră că sunt și femei grase cu bărbați slabi și tot așa. Dar v-am spus, cel mai predominant lucru în iubire este prietenia, armonia și chiar dacă nu arătăm foarte bine, armonia dintre noi. Fiecare își alege ceea ce vrea. Pe gusturile tale? Deocamdată sunt în căutarea incertitudinilor. Say what? Eu am văzut mai multe fete așa și încerc să fac diferența între ele. Ți-ai dat seama ce calități ar trebui să aibă o femeie pentru tine? Să fie de familie. Și să fie întotdeauna respectoasă. Îți plac bărbați săraci urâți? Nu. Femeile grase și urâte n-au succes la bărbați, așa e? Nu e așa. Nu e așa? Nu. Ce ai de făcut? Sunt frumoase și grasele. Te plac femeile plinuțe? Puțin plinuțe, da. Cu forme? Nu foarte grase, dar puțin plinuțe sunt frumoase, da. Ce vârstă aveți? 30. Asta e din experiența dumneavoastră de 30 de ani? Da. Cu frumusețea e relativă uneori. Inteligența e mai frumoasă. Cercetătorii britanici susțin multe de obicei. Să credem în cercetătorii britanici? Doamne, de ce dai umor și inteligență femeilor? Ai întâlnit bărbați urâți și săraci? Există combinația asta? Da, combinația fatală. Ce ar trebui să îndeplinească un bărbat? Să fie inteligent. Nu mai contează portofelul? Banii faci pe parcurs. Știm foarte bine că femeile se excită la inteligență, la cuvinte frumoase, la gesturi. The fuck? Ești studentă?
Da. La? Litere. Cercetătorii britanici susțin că femeile urâte și grase nu au succes la bărbați, așa e? Da. De ce? Ai întâlnit femei grase și urâte? Da. Și cum ai scăpat de ei? Le-am dat friendzone. Friendzone? Da. Deci ai rămas prieten cu ele? E relativ. Ia! 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 Și dacă ar fi și acum să dea o tipă grasă la tine, ce ai face? Aș pleca, aș fugi. M-aș muta în America, în Canada. Bună ziua! Cercetătorii britanici susțin că bărbații săraci urâți n-au succes la femei, așa e? Bărbații? Bărbații. Sărați și urâți. Așa este. Ați întâlnit bărbați săraci și urâți? Să știți că da. Cum ați scăpat de ei? Păi n-am ieșit la nicio cafea cu ei. A refuzat a doua cafea. Ați întâlnit femei grase și urâte? Mi se pare ciudată întrebare. În tinerețea mea conta să fii, să ai servici, să fii cinstit, corect. Da, o atitudine corespunzătoare. Tinerele care umblă după bărbați cu bani să nu uite că luând un moș lângă ele, le ia din tinerețea și din energia lor. Asta e părerea mea. Le devin și ele bătrâne la fel ca și ei. Banii contează în ziua de azi. Sunt frumoase și grasele. Da, da, da. În ziua de azi, care au bani, au succes la femei. Poți fi bătrân și tineri și urâși și frumoși. Da, da, da. Banii contează în ziua de azi.